Nu întâmplător mai devreme am salutat cu sinceritate, nu cu ipocrizie, limpezirea apelor politice românești, în sensul că s-a realizat pe stânga o alianță între Partidul Național Liberal și Partidul Conservator și probabil se va realiza și una mai departe între această alianță și Partidul Social Democrat. Nu e o ipocrizie când salut această alianță. O spun sincer că e foarte bine. Pentru că eu sper să scadă gradul de ostilitate între partidele politice și să crească pe cât posibil abitul pentru dialog între partidele politice. Nu îmi fac iluzia că vom ajunge la puncte de vedere comune, nici măcar între cele două fundații sau între cele 3-4 fundații. Dar nu e important să avem un punct de vedere comun, pentru că asta e practic imposibil, avem viziuni diferite. Important este să ne ascultăm și să ne înțelegem. Și important este să vedem ce ne diferențiază. Important este să exprimăm pentru cetățean în mod coerent punctul de vedere pe care îl avem, ideile pe care le avem, valorile pe care le avem, soluțiile pe care le avem pentru cetățenii României. Iar ei vor alege. Dar ce să aleagă cetățeanul României când în loc să fie un dialog civilizat între stânga și dreapta, bazat pe principii, valori și soluții pragmatice, avem o propagandă continuă care înlocuiește dialogul. Sper că și mass media